ce? Bună întrebare, da. Frică de ce? Adică ce se poate întâmpla? Până la urma urmei, cred că nu suntem nici primii, nici ultimii care... Nu e ok, nu e plăcut să treci prin așa ceva, clar, e război, nu? Dar frică, nu știu, eu nu simt frica. Pur și simplu nu o simt, nu știu de ce. Deci întrebarea e, de ce ați venit dumneavoastră aici? De ce n-ați stat acasă și de ce ați venit aici să stați în frigul ăsta? Băi, uite așa, ca să simțim și noi cam cum simt, ce simt alții. Nu știu, eu nu adică să pot să-i ajut. De ce se întâmplă cu oamenii ăștia, deci chiar mi-e milă de ei, da? Și am venit să ajutăm cu ce putem. Am auzit că nu sunt translatori. Deci am venit să traducem. Nu că am stăpânit noi excelent limba, deci nu ucraineană sau limba rusă, dar ne putem înțelege. Da, înțelegem rusa și ne descurcăm. Păi eu cred că fără dumneavoastră, fără oameni ca dumneavoastră aici, ar fi cam greu pentru ei, nu? Dar cam este, greu rău. Este, chiar este foarte greu pentru că e lipsă de personal care să traducă. Da? Da. Deci e lipsă. Deci cine poate să vină, e binevenit să ajute. Măcar și o zi. Da, să știți că face diferența pentru un om care, spuneați dumneavoastră că mulți să nu stau, vin, da, stau, sunt întrazi. Să fii într-o țară străină, să nu cunoști limba, să nu știi ce să întrebi, ce să cerci, să nu poți să te explici. Ce vă spun, cum îi simțiți? Sunt speriați, sunt... Da, sunt speriați. Nu și... sunt chiar foarte... Ei, nu știu dacă da, sunt unii speriați. Nu sunt speriați, pur și simplu oamenii, aș putea să spun că sunt precauți. Asta este altceva. Deci ei sunt mai precauți decât... Dar să fiu spăimântați așa... Nu e... Dacă ar fi un om traumatizat, nu circulă așa, ăla pleacă... Pe mine știți ce m-a impresionat acum cât am văzut cândva, mă? Ce am prins eu cel puțin au fost mai ales familii cu copii. Femei cu copii, nu familii, femei cu copii. Femei cu copii, femei cu copii sunt mulți. Da. Să-și apere patria, să zică că... Da, asta m-a impresionat. Și asta e ritmul? Adică, în general, sunt femei cu copii sau mai... Noi astăzi avem este prima zi în care participăm la treaba asta, dar... Vă dați seama că dacă bărbații n-au voie să treacă granița, dacă femeile cu copii, deci se salvează copiii, se salvează pe ele. Asta e, adică unul s-a criticat. Bătrâni nu prea am văzut, bătrânii nu părăsesc Ucraina. Da, foarte puțini au trecut azi. Au fost, dar puțin. Tineret, copii. Bătrânii rămân acasă, știi cum se spune. Și ai noștri la fel ziceau, noi ne-am trăit, ne ajunge. Deci ce-o fi, o fi. Dar să știe românește ceva. Și nu, nu știu, ei nu se cunosc între ei. Da, trebuie să vin acum, cu doi copii are. Doi copii? Da. Care e transportul ăsta. Ea nu se cunosc unii cu alții, dar tu spui Liuba. Iuda. Iuda. Și doi copii. Nu, voi nu aveți voie în față. Știu și tu că n-am voie. Da, acolo și da. Sunt undeva, dar nu știu unde. Alo? Alo? Da? Da, говорите. Добре здоровья. Вы переехали туда и сюда, у Румынию. N-au trecut încă Dunărea pe partea asta. Panila. Bine, mai deci, vă mai deperijați, că